Salutare, guys! Postez și un videoclip astăzi. Fac un videoclip. O să încerc și eu să sun câțiva prieteni care i-am, să le cer o sumă de bani, să vedem dacă îmi dă. Acum să vedem ce o să iasă. Să vedem. Sun pe cineva, acum cred 100% că o să dea. Nu știu, trebuie să inventez ceva, un motiv. Nu știu, văd eu ce fac. Îi zic eu ceva. Ia, vite! Ce faci, mă? Uite, beau o bere. Da? Mișto așa. Da, e bine. Da, da. E singur? Nu. Nu, la frate, mi-e cu frate, mi-e cu lor. A, da? E. Bă, fii antenă, uite, aveam și o rugăminte la tine. Da. Știi că am mai vorbit noi câteva, acum, zilele astea trecute, de mașină și de astea, știi? Așa. Și dacă ai putea să mă împrumuși pe mine cu 1000 de lire, adică gen să, nu știu, să mi dai azi, acum, dacă poți. Și ți dau mâine. Da, mă, da. Și, hai, bă, în 5 minute maxim urc sus și intru pe telefonul tău. Acolo am tot bani. Da? Și da. Ai contul meu și ăsta poți să-mi trimiți? Bă, cred că l-am la mine în ăsta, dar dacă nu, zi-la ăsta să trimite, sau trimite tu la Tania un mesaj pe Facebook sau eu știu. Bun. Hai dar că da. Dar în fine, îmi trimite-l oricum. Aha, bine. Ești cu Loran? Da, mă, da. Aha, bun. Bine, mă. Aha. Hai, mersi. Dacă îți dau mesaj după aia. Aha, bine, mersi. Aha. Pa, pa. Am zis că ăsta îmi dă. Să vedem acum dacă îmi trimite bani. Acum încerc să mai sun pe un băiat. Să vedem, e managerul meu, ceva de genul. Și să vedem dacă poate să-mi dea și el la... Știu că stă cam... E într-o fază proastă cu banii, dar nu-i cer 1000. Să vedem acum cât poate să-mi dea. Să vedem ce zice. Cred că răspunde. Da. Ceva, mă? Bine. Ești acasă? Nu. E singur, poți să vorbești două minute. Ia de. Bă, fii antenă. Știi că am vorbit cu ăștia cu mașina, știi? Da. Și mi-au zis că, da, mă acceptă, dar să nu le dau 1500 cât am vorbit noi, știi? Că ți-am spus că le pun 1500. Da. Și mi-au zis că dacă pot să le dau mai mult. Și eu am zis, bă, pana mea, știi că vorbi cu ăsta la telefon, că îl sunai pe la 5. Și am zis, bă, nu știu, să văd dacă pot să fac rost, știi? Știi că eu dacă tot îmi iau mașina acum și mi-acceptă, nu pot să, adică să dau toți banii cum ar veni și după aia să, nu știu, să plec acasă, că știi că vreau să plec acasă, să plec cu 100 de lire. Și mă gândeam dacă poți să mă ajuci pe mine cu 500 până mâine, dacă ai. Da, dar eu nu am acum. N-ai deloc, a? Deloc. M-am blocat și eu de bani ca să plătesc motorina, cum sună tăia. A, ți-a venit factură? Da, mi-a venit ieri și eu n-am plătit o ieri când am avut bani și am sunat cineva și m-a rugat să-mi transfere 150 de lire să plătesc factura. Dar a terminat pe așa mie cardul din motorină. Aha. Nu, că toți banii, și am crezut toți banii, tot ce am avut eu pus deoparte absolut tot am dat la mașină eu. Plus că m-am mai și împrumutat chiar. Da, bă, dar ce să... Da, e seama, dacă aveam o belea. Nici mașina n-am vândut-o. Era o treabă. Dacă aveam așa vândut, îți dădeam cam nu era problemă. Și cam cât puteai să-mi dai așa? Nu știu. Puteam și 2000 dacă aveai nevoie. Da? Da. Bă, uite că dacă știam, adică dacă, na, poate fac rost în altă parte și dacă am nevoie, îmi dai 2-3 mii. Da? Ce zici? Dacă să plec acasă. Mă duc. Să mi-i dai apoi după aia. Păi normal că nu... Tu îi țin la mine. Așa, să te cinci ani. Păi vrei finanța la ei?
vinitez? De 200 de lună, pe 5 ani. Păi da, numai finanță faci la tot? Păi da, măcar fac și alte finanță, la mine nu mai e la alții. Corect, așa e. Păi da. Da, bă, na, ce să spun. Hai, lasă, că văd eu de unde fac. Da, mă. Bine, mă, Bogdane. Da. Hai, păi da, ce... Cum poți să știi ce-o dă-ți la 2000 de aprobă? Băi, minim 2000, să zic așa. Minim 2000? Da. Și mașina e... Da. Dar nu mai știu care dintre mașini e, vezi, asta e chestia. Da, care la ea, Moso Faină? Nu, mă, nu știu cum pana mea să numesc. Nu știu, mi-am zis ăla, dar uitai, nu știu. Că vezi, mă sună de... Dacă sare de 2000, te poate aproba, ce e sub 2000, îți adicai. Da, 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 ceva de gen. Am înțeles. A. Na, hai că văd eu. Sunt pe cineva, poate-mi dă. Bine, mă. Bine, mă, hai, mersi, pa, pa. Ok, mersi, pa, 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 pa. Știam că nu are. Știam că e în belea și m-am gândit, dar poate-mi dădea, na, cine știe. Ia să-l sun pe Constantin. Dar ăsta cred că se prinde, că știe că fac mișto de el. Adică nu sună. Ce faci, bă? Ce dorem, am pus? Stau acasă. Bă, nu jura că sunt cu cineva pe la mine și... Nu jur, oricum nu juram. Da, știu că tu ești, te-ai pocăit, am înțeles. Nu, no, mă, nu, da. Nu, no, mă? Acasă nu jur. Am înțeles, am înțeles. Băi, fii antenă, de ce te sunai? Că am și o rugăminte la tine. A. Fii antenă, știi că trebuie să-mi iau și o mașină, știi? Așa. Și au vorbit cu ăștia la 5 și ce vorbi acolo? Că ei și sără că mă aprobă doar dacă dau un depozit mai mare, știi? Și eu le-am zis că dau undeva la 1500, am scris eu acolo și au zis că, bă, dacă ne dai undeva pe la, nu știu, să sară de 3000 de lire, știi, mă aprobă, știi? Și te sunai că mă gândi dacă poți să-mi dai și mie 2000 de lire. Bă, eu momentan am de luat și de la Liciu. Vei da și lui ăla? Da, el iar s-a împrumutat. A? Păi, el n-a reușit să-și ia mașina, pe bune. Mm. S-a grăbit, a făcut o tâmpenie și s-a grăbit. La fel, n-a grăbit, n-a calculat. Na. Bun atunci, nicio problemă. Eu mai am de luat de la el astfel toată. Și ai mult? Destul. Ha, eu am înțeles, gata. Bun, așa. Bine, mă, Costică. Hai. Bă, ce să zic, scuze, Dana. Nu, stai liniștit, că văd eu, găsesc pe cineva. Da, da, da. A, bine, mă, hai. Bine. Mersi, mersi, pa, pa. Pa, pa. Să vedem pe cine mai sună, dar cred că ăștia sunt singurii care... Doi din trei mari o să... Laurent, sunt pe Laurent. Ia să vedem. Și ăsta e ultimul. Da, Iuliane. Ce faci, băiatul meu? Bă, ia, uite, stau. Foarte frumos. Da? Da, tu? A, stau. Uite, sunt în pat. Auzi, zice Darius că ți-a făcut, ți-a trimis. Bă, păi asta vreau să te întreb și eu pe tine, dacă poți să mă ajut cu cinci. Dar și eu, dacă nu, ce drag. Dar de ce trebuie, că nu înțeleg? Pentru mașină, mă. Trebuie să plătești ceva avans sau? Da, 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 că altfel nu-mi dă. Da. Da, i-am primit acum. Auzi, da, poți să mă ajut și pe mine cu 500 până mâine, poi mâine. Da, mă, cum vreau. Da? Bun, perfect, că dacă... Bă, dacă ai putea... Da, că... Na, să le trimit ăstora în seara asta, știi? Că ce mai trimis să Darius și cu astea? Da? Hai că ți le trimit. Aha. Bine, mă, Laurent. Hai, mersi mult. Bine, hai, baba. Bine, baba. Nu cred. Îi trimit asta. Dar ce-i trebuie? Deci Darius mi-a trimis banii.
ce trebuie să... Să vedem dacă ne trimite și Laurent. Dar dacă zise că da, bănuiesc că îmi trimite. 40. Gata, i-am trimis asta. Să vedem acum ce face. Bun. Asta e tot. Deci avem de la Darius, nu știu dacă se vede, mi-au intrat banii deja, acum 2 minute. Ce să mai, prieteni adevărați, mă ajută, adică toți mă ajutau, Costică știu că i-a dat bani Bogdan, Bogdan știu sigur că m-a ajutat cu bani. Acum vedem ce-o fi, eu vă pup și ne auzim data, nu știu, ceau!